Salutare prieteni, eu sunt Domnul Dividende și bine ați venit la un nou video. Astăzi discutăm despre actualizarea lunară pentru aprilie, dar înainte de a intra în subiect, ca de obicei vreau să mulțumesc abonaților pentru că am trecut de 6600, iar dacă sunteți pentru prima oară pe canal, vreau să vă spun că urmăriți un canal de investiții unde documentez toate aventurile mele pe bursa din state. Acolo investesc în companii ce oferă dividende, acestea sunt crescute de la an la an, iar scopul meu final este să creez un cash flow pasiv care să-mi asigure o independență financiară. Aprilie a fost o lună destul de agitată, am avut pe S&P 500 o scădere de aproximativ 9%, am avut multe acțiuni growth cu ghilimele de rigoare care au ajuns la niște scăderi incredibile și mulți investitori de weekend au fost aduși cu picioarele pe pământ. Iată că nu mai vorbește nimeni de Palantir și de alte gunoaie de acest gen. Iată că Netflix a scăzut cu aproximativ 40-50% în doar câteva zile și lucrurile nu arată deloc bine, mai ales că se prefigurează o nouă creștere a ratelor de dobândă. Rămâne de văzut cu ce procente vor decide cei de la Fed să crească dobânzile. Sunt din ce în ce mai multe voci care afirmă că o creștere de 0,5% este inevitabilă, dar vom vedea ce și cum. Revenind la oile noastre, portofoliul meu a pierdut, iarăși cu ghilimele de rigoare, aproximativ $3.000 de la recentul all-time high, ceea ce este o veste excelentă pentru că pot să cumpăr din ce în ce mai multe companii la un preț cât mai corect și pot să-mi cumpăr practic viitorul la reducere. În luna aprilie am avut o rundă de achiziții ca pe vremuri, am cumpărat destul de multe companii. Aveți mai jos detaliile și aveți un clip mai vechi unde povestesc mai multe, dar per total am investit puțin peste $13.000, iar toate aceste achiziții mi-aduc un plus de aproximativ $375 la dividendele mele anuale nete. În luna aprilie am încasat $91.3 de la 27 de companii. Aveți valorile brute mai jos și totodată nu uitați că aveți în descrierea acestui clip portofoliul meu unde puteți să vedea în timp real ce mișcări fac și cum arată lucrurile. Dacă ne uităm pe probabil graficul meu preferat și comparăm dividendele primite în această lună cu dividendele de anul trecut, acestea au crescut cu aproximativ 63%, de la aproape $56 la puțin peste $91. Iată că voi împlini în luna mai, în aproximativ 2-3 săptămâni, 3 ani de când m-am apucat de investiții și deja dividendele încep să fie din ce în ce mai mari. Trendul este și el unul crescător, iar asta este tot ce contează, așa cum afirm de absolut fiecare dată. Dacă ne uităm pe lista creșterilor de dividende din aprilie, avem Sonoco cu o creștere de 8,9% a dividendului. BancoZeca a anunțat de asemenea o creștere de 3,3% a dividendului, cea de-a doua creștere a anului. Cel mai probabil vom mai avea încă două până la finalul acestui an. Cei de la IBM au anunțat, din păcate, iarăși o creștere anemică de la $1.64 la $1.65. Este, cred, al treilea an în care se întâmplă acest lucru și deja încep să-mi pierd serios răbdarea. Am doar o singură acțiune, însă aceste creșteri anemice de dividend sunt absolut inacceptabile. Travelers au anunțat și o creștere de 5,7% a dividendului, AMP-ul 10,6%, cei de la Johnson & Johnson au anunțat o creștere de 6,6%, cei de la Cisco, nu acel Cisco, celălalt Cisco, au anunțat o creștere de 4,3% a dividendului, însă starul acestei runde de creșteri este Parker Hannifin. Ei au anunțat o creștere de 29% a dividendului. Din păcate dețin o singură acțiune, n-am fost inspirat să îi cumpăr atunci când ajunseseră la un preț ceva mai mic, dar este o companie extrem de solidă și o creștere de 29% a dividendului este mai mult decât binevenită. Din toate aceste creșteri am primit aproximativ $4.72, o sumă pentru care ar fi trebuit să investesc $150 cu aproximație, dar am primit-o fără să ridic un deget. Pe măsură ce portofoliul meu va crește, pe măsură ce ne apropiem de $100.000, toate aceste creșteri vor deveni din ce în ce mai însemnate și vor contribui din ce în ce mai mult la randamentele viitoare. Valoarea portofoliului a crescut și ea cu aproximativ $11.000 față de ultima actualizare. În momentul de față gravitează undeva în jurul valorii de $54.000. Atinsesem, cred că și 56.500, dacă nu și mai mult, foarte aproape de 57 la un moment dat, dar scăderile din ultima vreme mi-au afectat portofoliul și iată că în momentul de față suntem undeva în jurul valorii de $54.000. A fost o lună agitată. Dacă ne uităm și pe portofoliul public, vom vedea o grămadă de nuanțe de roșu. N-am mai avut atât de multe de ceva timp. Avem foarte multe companii care au ajuns într-o zonă de preț extraordinar de atractivă. Avem și companii precum BlackRock, pe care abia le-am achiziționat și care au scăzut și ele destul de mult. Evident, repet, asta este o veste excelentă. Da, aș vrea să am numai verde în portofoliu, aș vrea ca aceste creșteri să-mi gâdile orgoliul, dar până la urmă aceste lucruri sunt în afara controlului meu. Tot ce pot să fac este să analizez cât mai bine companiile și să investesc pe termen lung, disciplinat și cu răbdare. Avem foarte multe oportunități pentru runda de achiziții din mai, dar pe ansamblu așa arată lucrurile. În momentul de față am un profit de aproximativ $4.300, dar ca de obicei, această celulă nu mă interesează, așa cum vă spun de fiecare dată, ci mă interesează aceasta. Totalul dividendelor nete, am ajuns la $1.566 dividende nete anuale și sunt din ce în ce mai aproape de acest prag de $200 pe lună. Habar n-am ce ne rezervă viitorul, habar nu am cât de mult vor crește ratele de dobândă, ce fel de inflație vom ajunge să avem. Iată că suntem deja la un prag pe care nu l-am mai avut de foarte mulți ani. Tot ce știu este că pe termen lung vom fi ok, iar singura șansă a investitorului obișnuit să-și crească bunăstarea este să investească cu disciplină, constanță și răbdare, fix ceea ce voi face și eu și ceea ce vă recomand și vouă. Nu uitați că bursa este locul unde banii se transferă de la cei ce tranzacționează activ la cei ce tranzacționează cu răbdare. Pe data viitoare!